Prin expoziția intitulată Floare de nu mă uita, artista Daniela Nițulescu se prezintă pentru prima dată publicului de artă din Vâlcea, căruia îi propune o incursiune în lumea satului românesc. Daniela Nițulescu, un artist român care trăiește în Germania și care vine pentru prima dată la Râmnicu Vâlcea cu o expoziție de pictură extrem de specială, pentru că, după câte observați, ea este îndrăgostită de portul popular românesc, de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre. În expoziție sunt lucrări care evocă ceva din satul românesc. Este o expoziție, să zicem, și din amintiri, dar și din dorința de a lega niște noduri care pe parcurs se desfac și se pierd. Este o expoziție nostalgică, dar în același timp o expoziție care privește spre un viitor ceva mai bun, poate. Bunicile sunt forța maternă eternă pentru mine și mi se pare că tot universul se răsucește în jurul lor și într-un fel ele pun lucrurile în mișcare. Femeile acestea care pur și simplu leagă generații și păstrează tradiții și transmit mai departe lucruri pe care e important să le păstrăm noi ca oameni, ca să ne cunoaștem identitatea și să rămânem noi. Expoziția poate fi vizitată în cele două galerii de artă, Cozia, pasaj 1 și pasaj 2, din centrul Râmnicului până pe 29 iunie.